UPL vă recomandă Airone SC. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție emisiunii Agricultura la Raport. Ei bine, dacă este marți, cred că știți deja tema noastră, subiectul nostru, fonduri europene. Ce trebuie să faceți dumneavoastră pentru a afla cât mai multe informații, cât mai multe amănunte, e să ne urmăriți și în această seară 2 ore. Atât durează Agricultura la Raport și cred că toți telespectatorii Agro TV cunosc faptul că preț de 2 ore discutăm despre finanțare, despre bani europeni și despre condițiile pe care trebuie să le îndepliniți pentru a obține această finanțare mult dorită. Mă bucur de fiecare dată să văd, să observ fermieri care au accesat fonduri europene și datorită acestei emisiuni. Înseamnă că aproape 4 ani de zile de când discutăm aici la Agro TV despre finanțare, despre fonduri europene, toată perioada asta de aproape 4 ani de zile a produs și rezultate și lucrul ăsta cred că se poate vedea și prin prisma interesului ridicat pe care îl aveți vis-a-vis de această temă, vis-a-vis de acest subiect, datorită mesajelor pe care le trimiteți de fiecare dată și atenției sporite pe care o aveți când vine vorba de finanțare și de bani europeni. Sunt sigur că și în această seară ne veți urmări aici la Agro TV, pentru că discutăm despre investiții în exploatații și instalarea tânărului fermier. Sunt două subiecte pe care noi le-am mai tot discutat și abordat în cei 4 ani de zile, dar asta nu înseamnă că nu sunt de fiecare dată situații noi, spețe noi, pe care le discutăm, pe care le explicăm și, în ultimul rând, căutăm soluții. Ei bine, lucrul ăsta îl vom face și în această ediție de Agricultura la Raport, de aceea vă invit să ne scrieți pe paginile noastre de Facebook AgroTV, respectiv AgroTV-Agricultura la Raport. Sunt cele două pagini de socializare unde aștept mesajele dumneavoastră și un număr de telefon cu tarif normal. 031-405-2800. Aici trebuie să sunați și să dialogați cu cei doi invitații ai mei din această seară. Le spun bună seara și le mulțumesc pentru prezență doamnei Marinela Strâmburescu. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc pentru prezență. Pentru că sunt gorjancă. Vreau să vă spun că astăzi se împlinesc 64 de ani de când Brâncuș ne-a părăsit. Și domnul Marian Vișu Iliescu, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, bine v-am găsit și eu îi salut pe Gorjen pentru că în weekendul acesta tocmai am fost în zona Polovraj, Novaci și Horezu și m-au primit extraordinar și vreau să le transmit salutările mele. Doamnă, domnule, începem în forță, așa cum i-am obișnuit pe cei prezenți. Avem deja un telespectator, domnul sau doamna Maria Zunzan din județul Satu Mare este la telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, doamnă! Aș avea câteva întrebări pentru consultanții dumneavoastră. Vă rog! Momentan mă aflu în concediu de îngrijire a copilului până în anul 2022. Și aș dori să știu dacă pot depune sau am biopedică un 6-3 sau 6-1. Da, doamna trebuie să știe că trebuie să aleagă între depunerea unui proiect cu finanțare europeană și indemnizația privind concediul de creștere a copilului. Am înțeles. Deci aleg ori una, ori alta. Exact. Bun. Dacă știți cumva când vor apărea ghidurile pentru cele ghidurile, două. Ghidurile, da, în maxim o lună cu siguranță vor apărea. Am înțeles. Și o ultimă întrebare. Am o diplomă în cultura plantelor cu 360 de ore. Este valabilă aceasta sau trebuie să fie pe legume sau pomicultură separat? În funcție de sectorul prioritar, da. Fermierul care accesează
trebuie să aibă și aceste cursuri? Da. Exact pe sectorul prioritar al exploatației. Am înțeles, am înțeles. Ok. Mai aveți mulțumesc alte întrebări? Frumos. Nu. Bun, mulțumesc dacă frumos. Aveți nevoie dragă, și de un consultant de acolo, de la satul mare, vă putem ajuta cu un număr de telefon. Mulțumesc, mulțumesc. Bine. La revedere. Seară bună, numai bine. Haideți să începem să citim și întrebările telespectatorilor, pentru că deja ele sosesc pe paginile noastre de Facebook și aș vrea să câștigăm cât mai mult timp în favoarea celor care ne urmăresc. Adrian Baciu ne salută, tânăr fermier, și mă interesează un proiect. Domnul Baciu, scrieți-ne în primul rând dacă aveți o fermă, dacă sunteți fermier, dacă sunteți absolvent de școală cu profil agricol, dați-ne ceva informații că mesajul e extrem de sumar. Tudor Iriman, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Care sunt condițiile ca pentru tânărul fermier să putem accesa suma maximă de 70.000 de euro? Condiția este, numărul 1, să îndeplinească numărul de ESO-uri între 30.000 de ESO-uri și 50.000. Asta e condiția numărul 1. Și condiția numărul 2, conform declarației domnului ministru care a făcut-o chiar aici în emisiunea dumneavoastră, este aceea: ca să primească bonificație de 20.000 de euro, ar trebui ori să facă cultură ecologică, ori să facă o mică procesare pe sectorul pe care o să acceseze. În regulă. Haideți să mergem la Bistrița și să stăm de vorbă cu Ioan Remus. Bună seara! Bună seara, domnul Vidiu! Vă salut! Aș dori să accesez o întrebare invitaților dumneavoastră în legătură cu submăsurile 6.1 sau 6.3. Spuneți! Am exploatat cu 100, în jur de 100 de ovine. Da. Și în jur de 10 hectare de pășune și 2 hectare de teren agricol fânase. Așa. 2 hectare. Pășunea e luată în concesionare de la primărie. Aș dori să vă întreb dacă mă încadrez la vreo submăsură. Sau ce mi-ar vârsta mai trebui? Vârsta dumneavoastră. 39 de ani. Da, dumneavoastră vă apropiați de pragul minim de 12.000 de ESO. Dacă nu ați avut vreo înregistrare până acum la Registrul Comerțului cu Caen Agricol, vreo entitate economică, puteți depune pe submăsura 6.1. Întrebare, am exploatația la APIA de 3 ani, în jur de 3 ani de zile. Pe persoană fizică? Da. Sunteți eligibil pe submăsura 6.1, instalarea tânărului fermier? Aș dori să mai iau o exploatație de la un neam de al meu, să poate? Domnul Ioan, vă mai trebuie 33 de oi. Nu mai trebuie, domnul Vișu, 33 de oi? Da. Ca să ajungeți la minimul ăla de 12.000 de ESO-uri. Bun. Și aș vrea să mai cumpăr vreo 3 sau... Vă aud foarte rău, în fine. Aș vrea să mai cumpăr 3 sau 5 scroafe pentru reproducție. Sunt bune și alea. Nu vă aud, domnul Vișu, deloc. Sunt bune și acelea, pentru că mai reducem din numărul ăla de 33 de oi. Da? Da. Dacă aici, cu o mică observație. Spuneți, vă rog. Să știți că regulile ANSBSA-ului, da, pe sectorul porcine, la exploatația comercială de tip A, sunt foarte dure. Sunt dure în contextul pestei porcine. Da, da, da. Ar trebui să vă consultați întâi cu DSB-ul
înainte de a aduce în exploatație și sectorul porcine. Bun, vă mulțumesc. Nu vreau să vă... Vreau să Spuneți, domnul Remus. Vreau să menționez că nu am studii în domeniul agricol. Încă ceva. Trebuie neapărat. Momentan sunt, sunt în Spania. Ne sunați din Spania? De unde ne sunați? Din Spania vă sunăm. De unde, domnule, din Spania? Vreau să știu unde se vede AgroTV în Spania. Păi, din Spania, aproape de Madrid. Am înțeles. Da, vă urmărim de mult, nu de amul numai. Da, mă rugăminte să nu ne duceți Porsche de acolo, să luați Porsche de aici, din România. Păi nu aducem de aici, numai ce pot să vă spun că aici sunt niște Porsche foarte buni, de grasă bună, de carne. Am înțeles. Bun, domnul Remus, ce mai aveți să-i spuneți domnului Remus să-l convingem să vină acasă? Păi să vină, oricum trebuie să vină. Să vină acasă. Dacă vrea să depună, că are o șansă, exploatația e aproape de minimul pentru a accesa sub măsura 6.1 și trebuie neapărat să se înregistreze la un furnizor de formare profesională și să facă cursul de creștere a animalelor. Bun, vă mulțumesc! O seară plăcută, vă mulțumesc mult! Seară bună, mulțumim pentru telefon și mai ales pentru faptul că ne urmăriți de la mii de kilometri. Luăm 10 secunde de publicitate, un solo spot și ne reîntoarcem. Polenizarea naturală asigură un spor de producție și calitate culturilor dumneavoastră. Universal Group și Copert, parteneri cu natura. Doamnelor și domnilor, am... revenit în direct aici la Agricultura, la Raport. Haideți să mai dăm curs mesajelor venite de la telespectatori și să vedem ce ne-au scris cei de acasă. Gheorghe Spătărelu, ce punctaj trebuie pentru un proiect cu finanțare nerambursabilă prin AFIR pentru înființarea unui atelier de debitare și prelucrare a lemnului? Aici se iau mai multe elemente în calcul. Nu putem să-i spunem după acum, fără o analiză specifică pentru zona dânsului, să vedem dacă cumva a lucrat o suprafață de teren în ultimele 12 luni. Sunt mai multe elemente pe care ne-ar trebui ca să le luăm în calcul. Da, în completare, este foarte bine că s-a orientat pe acest cod CAEN. Mai mult ca sigur, va fi finanțat prin submăsura 6.2 și 6.4, raportat la activitățile non-agricole și la submăsurile non-agricole pe care le va deschide Ministerul Agriculturii în imediata perioadă de timp, unde știm că producția este prioritizată la finanțare, are la dispoziție submăsura 6.2, care este o sumă forfetară în valoare de 70.000 de euro și cealaltă submăsură, măsura de investiții, submăsura 6.4, submăsură care vine pentru producție cu o cofinanțare de 10%. Bun. Ăsta e răspunsul pentru telespectatorul nostru. Mai stăm de vorbă cu un alt privitor, domnul Florin Platon, din Vaslui. Bună seara! Bună seara, cu respect, domnul Ghinea, atât dumneavoastră cât și invitațiilor dumneavoastră. O întrebare pentru invitații dumneavoastră, dacă se mai pot face modificări la fișa măsurilor asupra plafoanelor de finanțare și pentru a putea face proiect pe ferme medii și mari, pentru a putea termina un proiect cât de cât bun. Da, din câte știu eu și ce informații dețin, fișele submăsurilor ar trebui predate până pe data de 19 la Bruxelles. 19, mă refer, luna aceasta.
În mod normal, până atunci ar putea să survină orice modificare. Și foarte bună întrebarea domnului Platon. Și știu de ce a adresat-o, pentru că este o mare supărare printre fermieri, pentru că plafoanele care sunt per proiect sunt unele care nu sunt corelate cu cererile din fișe. De exemplu, se spune și pe bună dreptate se face trimitere la procesare și la lanțuri integrate, numai că în momentul în care faci o fermă zootehnică la 800 de mii de euro, ca să faci o îngrășătorie de, să spunem, 100 de tăuraci de angus, nu ți ajung banii nici măcar de 50, fără procesare. Și atunci nu știu cum s-au stabilit aceste cuantumuri, că sunt foarte, foarte reduse față de necesarul și de optimul economic. Pentru că până la urmă trebuie să discutăm, când discutăm pe 4.1 cel puțin, care este măsură de investiții, trebuie să discuți și de optim economic și de sustenabilitatea business-ului. Nu discutăm numai de dragul de a accesa. Corect. Pe lângă faptul că avem cotele de finanțare care s-au redus ca urmare a înaintării noastre ca deci, membru... Scuzați că intervin la ferma mare și foarte mare, de la 500.000 de ESO până la 1 milion de ESO și peste, au finanțare de 30%. Așa este. Foarte corect. De la cele mari nici nu mai discutăm. E adevărat că și cele... La cer, se pot face un proiect de 1,5 milioane finanțare care te duce undeva la 4-5 milioane, doar un simplu uscător costă undeva la 1 milion de euro. Da, și un uscător care să merite să investești în el, pentru că nu ți-ai un uscător doar de dragul de a achesa fondurile europene. Da, da. Dar vor rămâne bani neachesați datorită faptului că nu avem cofinanțare, plafonul de cofinanțare la un nivel optim pentru a putea accesa acele sume. Acum, eu vă mai spun o altă chestiune și dumneavoastră o știți. Noi am și comentat-o în particular. Vor fi stimulate cooperativele, pentru că sunt singurele care vor mai putea ajunge la o finanțare de 90-10. Și atunci, ca un superfugiu, să spun așa, cel puțin pentru cei mici și mijlocii, eu le-aș sugera să meargă către cooperative. Cei mari, într-adevăr, nu vor putea sări de 50% pentru că primesc o singură bonificație la cei 30 și pot ajunge până la 50. Acolo e un pic mai dureros pentru ei, dar să spunem că cei mari mai sunt capitalizați, mai au vocație la credite, mai au una și alta. Asta este și politica Ministerului, să finanțeze mai multe ferme mici și mijlocii. Doamna Marinela Trâmbulescu, aveți perfectă dreptate, dar pe măsura de finanțare a achiziții simple sunt doar 120 și ceva de milioane de euro. Asta înseamnă câteva proiecte la nivel național, nu înseamnă prea multe proiecte. Așa este. Aici... Așa este. Să știți că nu suntem mulțumiți cu sumele alocate pe perioada de tranziție. Pe tranziție avem o sumă de bani extraordinar de mică pe absolut toate măsurile, nu numai la unele din măsuri, pe absolut toate măsurile și vor fi lupte grele. Domnul Platon, suma nu este mică, pentru că întrebarea mea numărul 1 este unde este diferența între 800 de milioane de euro care sunt alocate pe 4.1 și 2,6 miliarde. Deci, avem această diferență pe care noi nu o justificăm, pentru că măsura numărul 1 în PNDR este acest 4.1, investiții în exploatații. De aici putem dezvolta agricultura și de aici putem dezvolta fermierul și satul românesc. Aici corect, dar pe acești 2 ani de tranziție, având 120 ceva de milioane, cu finanțare de 50-30%, o să fie foarte greu de accesat. Nu, greu nu va fi, pentru că gândiți-vă la cei mici care pot ajunge la 70 și gândiți-vă la cooperative care vor ajunge la 90 și care vor accesa. La 90, exact. Dar problema este
că nu, aici n-ar trebui să facem această discrepanță atât de majoră între cei mici și mijlocii și cei mari. Pentru că vrem sau nu vrem, știți foarte bine, dintotdeauna eu am susținut pe cei mici și mijlocii, dar ai nevoie și de comercial. Pentru că aici ne echilibrează balanța comercială a României. Și eu aș fi mers către ei, de exemplu, lor le-aș fi dat foarte mulți bani pe zootehnie cu o cotă de cofinanțare că ne permitea regulamentul 2220 să putem merge până la 70%. Poate nu-i acordam pe achiziții de utilaje cota asta, dar la zootehnie veneam și acordam o cotă de asta maximală, tocmai ca să-l fac ca producția vegetală să o transforme în produs finit. Da. Mă bucur pentru asemenea gândire, dar trebuie să pus în practică, știi că trebuie Ministerul Agriculturii. N-am încă pixul eu de ministru. Da. Vă mulțumesc mult pentru răspunsuri. Sănătate. Sănătate, numai bine. Elena Petruț. Am o întrebare. La un efectiv de 200 de capre, trebuie să ai o anumită suprafață de teren pentru un proiect pe tânărul fermier din diaspora? Nu. Se poate accesa și fără suprafață de teren dacă doamna le furajează în sabulația legată. Ionica Sterp, cum se calculează aceste ESO-uri? Sunt niște coeficienți pe care de standard output care sunt furnizați de către statistică. Ei sunt, să-i spun, se găsesc pe site-ul atât al Ministerului cât și al AFIR-ului și fiecare specie sau fiecare animal în parte are un coeficient determinat, euro per cap. Și acesta se mulțește ori cu numărul de capete de animale, ori cu numărul de hectare, funcție de cultura pe care o are, declarată la APIA și se ia din declarația APIA. Matei Ionuț, ce modificări s-au adus la măsura 4.1? Păi, da, avem modificări. În primul rând, această submăsură este împărțită în 7 submăsuri, în funcție de structura exploatației și de investiția dorită de beneficiar. Ceea ce putem să spunem, nu știu, că nu am urmărit toate emisiunile colegilor mei, dar nu știu dacă s-au spus condițiile noi de eligibilitate și condițiile noi, principiile de selecție noi aduse sub măsurii 4.1. Ovidiu, dacă consider necesar, eu pot să fac o trecere în revistă. Bun, dar aș vrea să facem lucrul ăsta după publicitate. Avem mai puțin de un minut și cred că nu ne e suficient timpul ăsta pe care îl mai avem. Vă propun să luăm o pauză comercială. După câteva minute o să revenim aici, în direct la Agricultura, la Raport, cu alte întrebări și implicit cu alte răspunsuri ale invitaților mei. Publicitate și revenim. Agri, inteligență și inovație în agribusiness, vă invită să urmăriți Agricultura la Raport.